această sărbătoare, Reuniunea Anuală a Familiei Medicilor și Farmacistilor Romascani, pentru a omagia familia doctorilor și farmacistilor menționați, pentru a socializa și pentru a face din această întâlnire un eveniment special în fiecare an. Vă mulțumesc celor prezenți pentru că ați răspuns cu promptitudine la invitația noastră și doresc ca acest eveniment să genereze în continuare colaborări profesionale de durată. Vreau să vă mulțumesc pentru că fiecare dintre dumneavoastră ați contribuit la dezvoltarea spitalului și doresc să vă aduc recunoștința echipei Spitalului Municipal de Urgență Roman pentru tainele meseriei și a experienței pe care ați împărtășit-o pe fiecare secție în parte, pentru exemplele de bună practică pe care le-ați lăsat fiecare pe secție atunci când ați ieșit la pensie. Cred că în cadrul spitalului v-ați simțit zi de zi și de asemenea în gărzi ca într-o familie, iar astăzi ați revenit în marea familie a Spitalului Municipal de Urgență Roman. Familia reprezintă izvor de iubire și respect, este mediul în care ne dezvoltăm și ne formăm ca indivizi, este locul unde găsim înțelegere, liniște, soluție la problemele care ne frământă. Știu de asemenea că această carieră a reprezentat pentru fiecare dintre dumneavoastră evoluție profesională pe parcursul întregii vieți, susținută în profesia noastră de medic sau farmacist, de multe examene, de participare la specializări, perfecționări și astăzi țin să vă mulțumesc pentru toate realizările aduse la dezvoltarea spitalului și binele pacientului, pentru pasiunea depusă cu drag în ambitul medical. Aș încheia prin citatul: ca să ai parte de succes, mai întâi trebuie să te îndrăgostești de munca ta. Mary Lorel. Îl avem alături de noi pe domnul primar Dan Laurențiu Lăureanu, dumnealui fiind coordonatorul principal de credite din 2010, când Spitalul Municipal de Urgență Roman a fost preluat de Consiliul Local Roman. Știu că sunteți foarte ocupat și vă mulțumim că sunteți alături de familia medicilor și farmacistilor romașcani. Vă mulțumim și vă rugăm să ne adresați câteva cuvinte. Sărbătoarea, bună ziua! Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră astăzi. Vreau să vă urez multă sănătate și să vă aduc recunoștința mea vis-a-vis de ce ați făcut de-a lungul vieții, de-a lungul carierii. Mai ales că mă simt tangent la activitatea dumneavoastră, măcar prin două elemente, prin două puncte importante, ancore din familia mea. Unul este cumnatul meu, care este medic la Sfântul Spiridon și cadru universitar la Universitatea de Medicină din Iași, și cealaltă, viitoarea mea noră, care este farmacistă. Așa încât se circumscrie activității astăzi, o sărbătoare a medicilor și farmaciștilor care au contribuit prin activitate, prin viața socială, la ceea ce înseamnă etosul comunității romașcane. Și pentru acest lucru nu pot decât să vă mulțumesc, să vă urez să aveți viață lungă și frumoasă, să vă bucurați de membrii familiei, de prietenii dumneavoastră, să aveți mereu aproape și calzi pe toți cei cunoscuți, iar recunoștința de astăzi să fie, dacă vreți, în plus, un element care aduce un plus, un prinos pentru activitatea frumoasă pe care ați desfășurat-o an și an de zile. Vă mulțumesc frumos, vă urez o zi frumoasă, Dumnezeu să vă fie mereu alături, lumina și pacea să vă însoțească și pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, să aveți sărbători minse cu bucurie și cu dragoste. Doamne ajută, vă mulțumesc și o zi frumoasă tuturor! Îi mulțumim domnului primar pentru cuvintele deosebite cu care ne-a obișnuit de acum și mulțumim în primul rând și pentru tot sprijinul pe care ne l-a acordat de-a lungul timpului și nouă și lumii medicale în general și datorită dumnealui să știți că spitalul nostru a devenit în ultimii ani o adevărată carte de vizită a municipiului Roman. Vă mulțumim, domnul primar, încă o dată. Înainte de a trece mai departe, permiteți-mi să dau citire unei scurte scrisori redactate de o colegă de-a noastră, de-a dumneavoastră, care, din păcate, nu a reușit să ajungă astăzi la reuniunea noastră. Este o scrisoare emoționantă adresată colegilor dumneaei. Dacă îmi permiteți, o să citesc din picioare. Stimați colegi, am lucrat în Spitalul Roman într-o perioadă când nu era permis cuiva să creadă în Dumnezeu și să trăiască după convingerile sale căpătate din Sfânta Scriptură.
dar am avut colegi de muncă, oameni cu suflet mare, care mi-au respectat alegerea, care m-au iubit și care m-au ajutat să pot câștiga și eu o pâine alături de dumnealor. Le păstrez o amintire frumoasă și doresc să le răsplătească cel de sus curajul și bunăvoința. Cu cele mai alese sentimente de prețuire, doctor pensionar Paulina Arcuș. Vă mulțumim, doamna doctor! Mă înclin în fața dumneavoastră și vă asigur de tot respectul și de toată recunoștința noastră. După acest moment, zic eu, foarte emoționant, o să vă fac o dezvăluire și anume că ideea acestei reuniuni a apărut din dorința noastră a colegilor mai tineri de a vă mulțumi dumneavoastră pentru toată abnegația și pentru tot profesionalismul și devotamentul dumneavoastră. Și recunosc că, spre deosebire de noi, dumneavoastră, ați trecut prin perioade foarte dificile. Ați lucrat în condiții de muncă extrem de dificile și cu toate acestea ați dat dovadă de multă răbdare, de mult profesionalism, de multă diplomație și dăruire în practicarea acestei meserii. Și iată-ne astăzi adunați aici, în această zi festivă, într-o zi frumoasă de noiembrie, în care noi ne propunem să vă aducem un scurt elogiu tuturor celor care au lucrat, care au adus o contribuție medicinii romașcane. Vă mulțumesc încă o dată și îl voi ruga pe domnul primar să ne ajute în decernarea unor diplome din partea noastră pentru dumneavoastră. Să rog pe doamna Silvia să ne ajute și pe domnul primar. Diplomele sunt așezate în ordine alfabetică, să știți, ca să nu fie nicio problemă. Doamnei doctor Arcuș Paulina. Nu este prezent, este doamna care mi-a trimis emoționata scrisoare. Doamna doctor Albătescu Olga. Doamna doctor, dacă doriți să ne spuneți și câteva cuvinte, am fi onorat. Ești Cleopatra. Nu este astăzi alături de noi, mai nu mai vorbește în roman, dar ne asigură de tot respectul dumne ei. Doamna farmacista Vardanii Magdalena. Să
mulțumesc tuturor celor care m-au primit în familia lor și m-au fost mărbori. Mulțumesc tuturor celor și vă mulțumesc tuturor celor. Mulțumesc, doamna Farmacist, pentru cuvintele deosebite. Domnul doctor, vă numesc cu Dumitru. Doamna doctor Banu Barnea Maria. Doamna doctor Bordeanu Mioara și domnul doctor Bordeanu Constantin. Un medic deosebit. Doamna doctor Boștină Niculina și domnul doctor Boștină Petre. Nu sunt astăzi alături de noi. Domnul doctor Bubruzan Gheorghe. Doamna doctor Călina Antoanela. Doamna doctor Cernomaz Olga. Doamna doctor Chelaru Doina. Doamna doctor să ne adresați câteva cuvinte. Mă bucur că așa cum să suntem aici și am onoarea de a participa la această lucrare în cadrul istoria medicinii și mulțumesc tuturor care sunt în special la mulțumesc că mai în vârstă de la care am învățat foarte foarte multe și medică pensionar, am mai mult timp să reflectez asupra vieții, asupra morții, asupra tuturor importante din viață și v-aș spune câteva cuvinte, câteva cuvinte care ne leg asupra vieții și morții. Și am să vă spun așa că singurul a fost puternic asupra timpului, asupra spațiului, până a merge la anihilarea acestora, singurul atotputernic asupra vieții este gândul. Gândul care ne eliberează mintea, ne face să fim liberi total. Și, în același timp, singurul atotputernic este spiritul. Deci, exercițiul minții continuă numai în timpul activității noastre, deși pe parcursul pensionării și ne vă urez mai departe să fiți activi și dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, doamna doctor, pentru profunzimea cuvintelor dumneavoastră și le invităm pe domnul doctor Pierre J. Ioan, un vechi prieten, dacă îndrăznim să spunem așa, al nostru. În
Într-adevăr, eu am emoții mai deosebite, fiindcă mai sunt câteva zile până la 1 decembrie și la 1 decembrie, 91, am ajuns în Europa. Sunt 35 de ani de când sunt în acest oraș. Am început ca medic stagiar, formă a evoluat și nici nu mai știm cum a trecut timpul. Îmi pare bine că aici se dau în părtivirie și la întormacului. Dânsele ne-au preluat atunci, ne-au îndrumat prin pași ca medic, director medical și doctor Macovei, tot cu funcție de răspundere. Și eu cred că într-o oarecare măsură am reușit să contribui la creșterea atât a calității actului medical în Spitalul Roman, cât și din punct de vedere administrativ și pare foarte bine că direcția, împreună cu Societatea de Istoria Medicinei, într-adevăr, a organizat această acțiune și speră să continue, că îi spuneam doamnei manager, am văzut în Ardeal, în mai multe orașe, unde anual se întâlnesc medicii pensionați și cu farmaciștii, o dată pe an, și e un motiv de a ne întâlni, de a discuta și de a ne aminti despre activitatea noastră. Vă mulțumim frumos și vă doresc multă sănătate și să știți că noi intenționăm să continuăm această activitate în fiecare an și mai mult decât atât, la sugestia domnului dr. Buguruzan, împreună cu domnul dr. Arvătescu, care este coordonatorul Societății de Istoria Medicinii, intenționăm să alcătuim un registru al medicilor care au lucrat, medicilor și farmaciștilor care au lucrat de-a lungul timpului în orașul nostru. Invităm pe doamna dr. Clopotici Cornelia, doamna farmacist Costin Ileana, domnul dr. Cristian Lucian, care am venit la Roma, am rămas doar eu, lângă tovarășul meu de viață. Așa, mă bucur că am văzut aici pe domnii doctori, doamnele doctori cu care am colaborat extraordinar. 30 de ani am lucrat în farmacie de policlinică și de spital. Era o colaborare nemaipomenită, era o atmosferă ca într-o familie unită. După ce terminau consultațiile, coborau la noi la farmacie, policlinică și ne povesteau tot felul de întâmplări cu pacienții. Eu consultam în privința formulelor, cum spunea doamna farmacista bătrânei. Le puneam la punct, le mai spuneam întâmplări hazli, Dumnezeu să ierte domnul doctor Vătaf, să-l odihnească Dumnezeu. Era un om și un băț și ne povestea, doamna doctor Arvătescu, să-i dea Dumnezeu sănătate, ne povestea la fel tot felul de întâmplări. Era frumos. Deci eu mi-aduc aminte cu mare dragoste de acea colaborare cu toți medicii și cu toți farmaciștii din Roma
pentru mine este o amintire extraordinară și o mulțumire sufletească. Părinții mei spuneau când am dat eu la, la farmacie. De ce nu te duci să te faci doctor? Nu, eu farmacist vreau. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat și am ajuns și la pensie, am votat deja de când sunt pensionară. Și vă doresc la toată lumea să aveți sărbători fericite, nașterea Domnului, să vă aducă numai bucurii și sănătate. Doamna doctor Dumitrache Elena nu este prezentă astăzi. Doamna doctor Firăstrău Eugenia. Vă rog, doamna. Da, cred că am trebuit să fiu foarte scurtă pentru că am văzut secție reală. Nu am dar oratorii. Mărturisesc sincer, când am primit telefon și am amuzată de acest eveniment, am fost surprinsă, deosebit de plăcut. Și am realizat ideea că prin tot ceea ce am făcut noi, rămânem undeva acolo pe o pace. Eu vă mulțumesc că existați, vă iubesc, vă sărut. Doamna farmacist Florea Viorica, domnul doctor Gheorghiu Roland, doamna doctor Găucă Viorica, doamna farmacist Gabrielă Marcela. Este. Dacă, într-adevăr, am auzit nu. Am lucrat 20 de ani în Spitalul Roman, în Spitalul Vechi. După care, pare rău, am un sentiment foarte cântăric și îl văd cum arată. Am fost un colectiv foarte mult, medici și farmaciști. Am trecut prin vremuri grele, am avut și vremuri bune, dar dacă ne-am înțeles. Și am pus umărul pentru format. Vă doresc mai bine, sănătate și să vă tot cuvinte. Mulțumim, doamna farmacist. Doamna doctor Ghidirică Simona. Aceste două doamne frumoase sunt astăzi, da, diriguitoare, nu? A problemelor spitalului. Și mă gândeam așa cu umor că spitalul s-a născut cam la fel de greu cum să nasc autostrăzi. Da. Adică nu chiar a crescut din apă. Ne-am adus aminte aseară și de mulți dintre cei cu care am trudit și care nu mai sunt și cărora cred că merită să le păstrăm o amintire și o recunoștință pentru munca pe care au depus-o și care astăzi, din păcate, nu mai sunt între noi. N-aș mai continua, eu mi-am, cum să spun, rememorat aseară multe etape din perioada respectivă. Am adus, pentru că atât am găsit și pentru că este tatăl domnului doctor, am vădesc în această fotografie, o fotografie
fotografieze la inaugurarea spitalului nou. Domnul doctor, am să vreau înapoi, am să vă copii și am să vă dau. Așa că mulțumim frumos. Ce frumoasă și emoționantă această fotografie. Mulțumim s-o, pentru s-o invitație. Să o scanăm și să o păstrăm în spitalul nostru. Mulțumim, mulțumim frumos, doamna doctor. O să vă mulțumesc. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Ne-ați primit ceva! Mulțumim! Doamna doctor Iancu Eugenia, doamna doctor Lucian Dorina, domnul doctor Lichiardopol Mihai. Sunt bucuros și mândru că am ajuns să trăiesc această clipă după 26 de ani în spital și după 33 de ani de locuit în această zonă. Mă uit în sală și văd, practic, reprezentanții a trei generații. Să spun așa, super seniori care ne-au fost mentori la începuturile noastre de drum, colegii cu care am lucrat zeci de ani și generația tânără care ne-a preluat activitatea și sper să o duc activitate mai departe. Mă încearcă două sentimente contradictorii. Unul de bucurie, de mândrie, că am contribuit și eu cu unile mele putințe la progresul acestui spital. Și l-am făcut să arate așa cum arată. Și l-am predat noi generații cu demnitate. Niciodată nu ne-am plecat în fața, de exemplu, a spitalului județean, Piatra Neamță. Am avut cam aceleași competențe și, din câte știu eu, cazurile nu se trimiteau la spitalul județean. Sunt mândru pentru asta. Mă încearcă sentimente, două sentimente contradictorii. Unul de bucurie, că îmi revăd colegii, de faptul că mi-am desfășurat activitatea cât am putut de bine. Dar, în același timp, și un sentiment de tristețe. Pentru că ușor, ușor, iaca deveni istorie. Vă urez la mulți ani, toate cele bune, sănătate și să ne vedem cât mai curând posibil. Mulțumim, domnul doctor. Doamna doctor Maxim Mariana și domnul doctor Maxim Radu. Doamna doctor Macovei Ortanța. Au devenit medici extraordinari. Și acum s-au alăturat celor mai în vârstă, așa ca mine. Vreau să spun, de fapt, parte din generația care am contribuit la construcția spitalului. Alături de doctorița Divide, care era director adjunct, alături de ceilalți director, care astăzi o parte nu mai sunt și pe care i-am ajutat la acea vreme și le sunt recunoscătoare pentru zelul pe care l-au depus în construirea spitalului. Știți că așa cum a arătat lucrurile, spitalul s-a construit destul de greu, a ieșit o minunăție de care se bucură acum toată lumea, nu numai noi, medicii, ci și întreaga populație din zonă. Eu vă doresc să ajungeți cât mai sus, din toate punctele de vedere, să vă bucurați de spital, să vă bucurați de pacienți, să vă bucurați de familie și de tot ce este mai bun în lumea asta. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna doctor. Doamna doctor Manea Catinca, doamna doctor Mocanu Eugenia, doamna doctor Mereuță Denisa, să vă spun
doar că pot o amintire plăcută activității din secția Atelina, care a fost inima sectorului chirurgical. Și cu regret și cu nostalgie mă aduc aminte de colegii mei care nu mai sunt, Dumnezeu să-i împlinească. Și urez în continuare colectivului terapie intensive aceeași activitate de abnegație și de muncă pe care trebuie să o ducă în acest sector, foarte important în muzica. Urez colegilor mulți ani în acest sfârșit de an. Domnul doctor Meleuță Vasile, sigur. Domnul farmacist Maftei Nicolae. Aș dori să mulțumesc organizatorilor pentru această întâlnire emoționantă. Nu ne lăsați în anonimat. Și vă doresc multă sănătate și la mulți ani. Mulțumim. Doamna farmacist Malanca Margenia, doamna doctor Petrescu Iulia, doamna doctor Popa Lidia, doamna doctor Panaite Natalia, domnul doctor Păslaru Montaj, doamna doctor Pavelescu Rodica, câteva cuvinte. Parcă mai știam un ban. La ora actuală ne-am împuținat numărul celor de atunci. Mult. Și mă gândesc cu regret, cu pioasa amintire, la colegii din colectivul de stomatologie care nu mai sunt între noi. Și aș vrea să doar câteva nume. Domnul doctor Romano, doamna doctor Șecter, doamna doctor Bașoveanu, multe cadre medii, am rămas puțin dintre cei din anii de atunci, dar au venit foarte mulți colegi tine și așa după cum se vede și aici de față și după modul cum se desfășoară tot un spitalul roman și la noi, cu ajutorul acestor oameni, ne descurcăm suficient de bine ca să fim modești. Parafrazând pe doamna doctor Virigă,
s-a construit un spital nou pe care îl știe, îl vede toată lumea și îl apreciază. Și noi ne-am bucurat de o clădire nouă în anii ce au trecut, pe care am folosit-o și ne-am străduit să o menținem, chiar și în zilele acestea, în condiții bune. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru tot, vă doresc la mulți ani, multă sănătate și abia aștept să mai prindem și alți ani cu astfel de evenimente. Mulțumesc mult, doamna doctor. Domnul doctor Părlițeanu Cristea, doamna farmacist Păstilaru Bonta Ștela, doamna doctor Robu Maria, doamna doctor Roșniță Elena. Livia. Scuzați. Mie nu o să... Mă scuzați. Vreau să mulțumesc prima dată lui Dumnezeu că mi-a dat, m-a înzestrat cu o răbdare de fier ca să pot face față atâtor copii, poate cu miile sau zeci de mii pe care i-am consultat. Și aceasta datorită faptului că am acordat un respect deosebit copilului de la naștere și până a plecat de la mine. De asemenea, doresc să mulțumesc tuturor colegilor cu care am colaborat și care m-au apreciat din toate punctele de vedere și le doresc multă sănătate și numai bine. Și dumneavoastră că ați făcut acest gest frumos de a ne uni și am rămas și eu unită de această chestie. Vă mulțumesc! Ne cerem scuze că dintr-o eroare de tipărire am greșit diploma. Mulțumim, ne cerem scuze încă o dată. Doamna farmacist Robănescu Violeta. Da. Iată-mă și pensionar. Cel puțin teoretic. Măcar teoretic. Pentru că rămân mai departe să continui activitatea atât cât o să pot, sau să mă ajute Dumnezeu. Într-adevăr, au trecut ani, poate prea repede, dar timpul nu ne iartă, nu vreau să devin melodramatică. Cuvinte de mulțumire doamnei farmaciste Ștefănescu, care m-a primit cu toată doctora în farmacia 32, când era, 1977. Da, pe vechiul Ștefan cel Mare. Și m-a trimis la masa de analize, plină cu substanțe, în prima zi de serviciu, să-mi dau semnătura pe analizele din ziua respectivă. Da, au fost ani frumoși, au fost ani grei, au fost etape, perioade. Spuneam, nu sunt nostalgică, pentru că perioada de lucru la receptură a fost o etapă istorică, o consider eu. Acum avem altă etapă, foarte importantă, farmacistul a ajuns față în față cu pacientul, stă acolo și își face treaba cât poate de bine. Deci sunt etape. Așa le văd eu. Felicitări pentru și mulțumim din tot sufletul pentru inițiativă și pentru recunoaștere. Sănătate, la mulți ani, să ne vedem cu bine, cum spuneau și colegii, cât timp o să mai avem în față. Mulțumesc mult! Mulțumim! Doamna doctor Schuster Larisa. Care am colaborat, pentru că specialitatea mea fiind o specialitate interdisciplinară, multidisciplinară,
am colaborat cu foarte mulți colegi și mi-amintesc cu doamna doctor Macovei câte drumuri am făcut prin întreprindere ca să examinăm și să facem un studiu, cu doamna doctor Olguța Arbătescu, cu care am colaborat foarte bine și am făcut studii împreună problema subtilității profesionale și a hipoacuzilor și cu mulți alți colegi care cu mine nici nu mai sunt. Mă bucur când avem prilej de a ne întâlni la diverse ședințe care se organizează și mă bucur că putem să mai colaborăm și în continuare. Dacă am face o statistică, eu cred că 90% dintre cei care suntem aici suntem încă în activitate, încă nu știm ce înseamnă să fii pensionar, pentru că imediat am continuat în domeniu sau în alt domeniu și n-am gustat încă viața de pensionar. Suntem încă activi, deși ar vrea să întreb dacă cineva mai depășește 84 de ani aici, ca să știm și noi cine este decanul de vârstă. Da. Înainte, doamna doctor. Mulțumesc, vă mulțumesc. Doamna doctor Schmidt Gabriela, doamna farmaciste Jara Ana Maria, doamna farmaciste Pănescu Artemiza. Era pentru eu văd aici scris așa, farmacia Stejara, doamna Maria. Probabil se referă că farmacia a atins o vârstă. Nu trebuie pensionată, doar sărbătorită. Să mai existe și la mine. Dacă este cam din vârstă, la 84, de cineva mai... În junior. De cam de juniorat. Da, e cam tenis cu pasă, știți? De la feedback spre the future. Ce surpriză, mulțumesc! Da. Am luat înaintea timpului, doamna farmacist. Sau doamna... farmacie sau avatul preventiv. Prevenție de bună, nu da, tot vorbim de prevenție, mai ușor să preventiv stratăm. Da, mulțumesc, mulțumesc. Doamna farmaciste, prăneți foarte visa? Da. Vreau să spun și eu. Vreți microfon, doamna farmaciste? Da, mai bine. Sunt am venit în Roma în 1969 și deși sunt bumbogăneană de felul meu, sunt născut acolo, mă pot declara romașca veritabil acum, la vârsta asta. Am luat întâlnire farmacia în 2032 de pe Ștefan cel Mare vechi. Să știți că mi-a dat aminte cu plăcere de deși și eu am întâmplat niște probleme și greutăți în desfășurarea activității mele, dar îmi aduc aminte cu plăcere. Au fost ani tinereții. Și este perioada în care putem să învingem mult mai ușor problemele decât acum, la vârsta asta. Dar asta este mersul vieții. Mă bucur că doamnele farmaciste aproape toate au fost au lucrat cu mine la începuturile activității dumnealor, așa, și mă bucur că păstrează un gând bun, frumos, de pe lângă. Mă bucur că ați făcut această săptămână, spunem, și sperăm să ne vedem și la mulțumim frumos! Doamna farmaciste Beco Olivia. Pe bine. Da, da.
dumneavoastră. Da? Domnul doctor Ciuban Ionel. Acum 5 minute, invită mea, sunt plătit și tot ce doriți dumneavoastră, mi-au venit versurile dintr-o romanță. Parcă e văzut când mi-ai dat de sărut. Parcă e văzut când ați dat primul sărut și m-ați primit la spital. Mulțumesc lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat spirit. Mulțumesc spiritului că mi-a dat gând. Mulțumesc părinților mei. Vă mulțumesc vouă. Cel mai mult și mai mult m-a plăcut să fiu momentul nostru. De când mă știu, am adorat și mi-am dorit să fiu cu prietenii mei. Deci am iubit foarte mult această trăire. Mi-am uitat foarte mult meseria, dar eu eram să mă fiu doctor. Trebuia să fiu preot, că mi-am dorit să fiu preot, muzician. Dar Dumnezeu a zis, ia să fii tu medic. Și am vrut să fiu internist. Și tot Dumnezeu a zis, ia să fii tu psihiatru. Dar nu știu de ce m-ați chemat aici, că eu încă lucrez, eu sunt salariat. Eu făcut o secție de psihiatrie din alt oraș. Vă mulțumesc! Ce să vă mai spun? Sunteți deosebiți. Mă uit și vă văd de fapt că erați ieri. Mă uit și vă văd că o să fiți mâine. Nu știu, să ne mai întâlnim, să ne mai bucurăm, să ne mai strângem, sincer mâna, să fim mai puțin cârcotași și să ajungem acolo unde ajung toți. Vă mulțumesc! Doamna farmacist, văduva Alexandrina. Au lăsat ușor, ușor, brazi pe față, dar nu se cunosc deloc, să știți. Arătați extraordinar de bine. Exact cum ne-am întâlnit și cum am lucrat atâția ani în urmă. Timpul parcă a stat pe loc, pentru Dumnezeu a venit, așa, pentru farmaciști și pentru medici. Ce să vă spun? Poate dă Dumnezeu și la noi ce întâlnim în aceeași postază și vă spun aceleași cuvinte. Vă doresc sărbători fericite, Dumnezeu să vă aducă lumină în suflet, familiilor și dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna farmacist, Tatu Paraschiva. Mulțumim tuturor celor participanți. Ne cerem încă o dată scuze pentru micile erori care au apărut în desfășurarea la acest eveniment. Suntem la prima ediție, promitem că la următoarele ediții ne vom comporta mai bine. Și pentru colegii care astăzi nu au putut să fie alături de noi, vom găsi o modalitate prin care să le înmânăm aceste certificate de participare, care sunt o garanție a faptului că noi ne exprimăm recunoștința pentru tot devotamentul și profesionalismul dumnealor. Mulțumim încă o dată și vom continua.
dar vreau să vă mulțumesc și eu și pentru că s-a adus din nou în prezent numele unor medici, a unor farmaciști care nu mai sunt și pentru că eu mi-aduc aminte de o parte din ei fiind copil, că am fost dus de părinții mei la medic, o parte dintre cei care sunt astăzi aici mi-au fost medici și le mulțumesc. Așa să păstrăm și pentru cei care nu mai sunt în moment de reculegere. Vă mulțumesc frumos, Dumnezeu să-i odihnească și pe noi să ne călăuzească. Să fiți sănătoși, puternici și ne vedem mereu la activități din aceasta frumoase și de inimă. Doamne ajută și o zi frumoasă tuturor. Eu am să mă retrag spre alte activități. Mă bucur că am putut să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumim, domnule primar. Vom continua întâlnirea noastră cu trei lucrări spre noi foarte frumoase, care vă vor atrage în mod cert. Și am să vă provoc o întrebare. Ce vă spune dumneavoastră numele de spitalul Precisa Mare? Vă mai amintiți? Cum arăta oare cu mulți ani în urmă acest spital? Oare cum se lucra pe atunci în spital? Sunt niște întrebări pe care noi, generația mai tânără, ni le adresăm în momentul de față. Și din această cauză vom ruga pe domnul doctor Azăcăștiu să ne prezinte o scurtă incursiune în timp pentru a descoperi cum a stat odinioară acest spital, cine a scris istorie în ceea ce privește performanța medicală și mai ales în ce condiții s-a lucrat în acele timpuri. Vă rugăm, domnule doctor, să ne ajutați să coborâm în tunelul timpului și să încercăm să ne imaginăm cum arătau în acele vremuri cei care au scris istoria. Da, mărturisesc că sunt și eu emoționat, pentru că și eu sunt unul din tinerii care cândva, când au venit în spital, au găsit acești oameni care m-au primit și m-au adoptat în familia lor. Și e normal ca astăzi să le aducem mulțumirile noastre pentru tot ceea ce au însemnat și au făcut ei pentru Spitalul Roma. Sigur că pentru mine Spitalul Roma nu este un singur loc de muncă, pentru că o parte din familia mea aici au suferit și s-au bucurat, au trăit nopți de chin și momente de glorie, oameni pe care eu i-am cunoscut din pragedă, pruncie să zic așa, și aș vrea să amintesc pe doctorul Sopor, care a fost unchiul meu, pe tatăl meu, și vreau să vă spun că pentru mine spitalul ăsta reprezintă cu totul și cu totul altceva decât ar putea părea la prima vedere. Sigur că sunt foarte mulți care nu mai sunt, dar poveștile și amintirile acestor oameni rămân vii dacă noi vom ști ca din când în când să ne oprim din alergare și să ne reamintim acele povești, acele legende ale spitalului care nu vor putea supraviețui decât dacă noi le vom spune și dacă noi, eventual, le vom și scrie. Și chiar vă mărturisesc că acum scriu o carte despre aceste povești ale spitalului, aceste legende ale spitalului. Și ca atare, nici nu mi-am propus, este foarte mult să vă prezint tot spitalul de la început până acum. El s-a născut foarte greu, s-a născut undeva la 1798, când un medic austriac, Josephus Müller, a ajuns în Roma, probabil adus cu armata austriacă în războiul ruso-austriac, și a rămas la noi. Actul care certifică acest lucru este semnătura acestui doctor pe nume Vaprino Marini, pe nume Josephus Müller, și care se găsește pe o listă de inventar a unei farmacii. Iată, deci, că de la început farmaciștii și doctorii au fost împreună în acest spital. Spitalul Roman poate fi numit
un spital european, pentru că din cele mai vechi timpuri și până astăzi au adunat medici și farmaciști din foarte multe locuri, mai mult din foarte multe etnii. Era și clar că un oraș multietnic și multicultural, cum este Romanul, să aibă un spital care, într-adevăr, a fost susținut de oameni care proveneau din cele mai variate colțuri ale lumii, care proveneau din religii diferite, care aveau, erau deopotrivă armeni, greci, italieni, austrieci. Foarte multe personalități au provenit din cele mai variate colțuri ale lumii, inclusiv până la Marea Unire din Transilvania, foarte mulți medici. Sigur că nu mi-am propus astăzi să vă povestesc istoria spitalului, dar am vrut să iau o felie din această istorie și ce puteam eu să fac mai bine decât o scurtă istorie a legendelor chirurgiei Romanului. Pentru că putem să ne mândrim că Romanul este unul din cele mai vechi centre chirurgicale ale Moldovei și ale țării. Romanul în sine a fost unul din cele mai importante orașe ale țării și vreau să vă spun că la 1900 Romanul era al cincilea oraș din regat ca producție industrială și al șaptelea oraș din regat ca număr de populație, regatul fiind Moldova și Muntenia. Deci vorbim despre unul din orașele importante ale acestei țări. Dar ca să începem povestea, legenda chirurgiei romașcane, eu am pregătit un filmuleț pe care l-am să vi-l pun acum, sper să se și audă, care filmuleț înseamnă, în primul rând, despre ce vorbim. Vorbim despre chirurgie. Dar ce este chirurgia? Și aș vrea să vă pun acest filmuleț și să vedem dacă se și aude. N-au văzut niciodată lumina zilei, sunt lăsate descoperite. Când mergi, asemenea unui vânător prin jungle și deodată te trezești în fața fiarei sălbatice, moartea. Ascunsă în țesuturi distruse, în tumori, în rând. Când începe lupta, lupta tăcută și nebunească, lupta în timpul căreia nu se poate folosi o altă armă decât o lamă subțire și o mână sigură. Cine poate explica ce înseamnă sămțământul pe care îl încerci, când dintr-o dată o umbră neagră străbate albul ochilor, o monstruoasă ironie care parcă amorțește bisturiul, acul fragil și mâna grea, și când viața, pulsând enigmatică și invizibilă, este împinsă înapoi a mâinilor fără putere? Cine poate reda lui
atinși pentru o clipă, senzația aceea de ușurare, de victorie mută, când inima, care adineauri avea gălbuia ca o lumânare, își reia bătăile victorioasă și imperială, când la vârful degetelor arterele încep să pulseze, când valoarea crudă a morții se retrage ca un voal, când sângele curat și roșu năpădește țesuturile ca un cântec împlinit și nemuritor al vieții. Ce îi poate explica lui, celui de pe masa de operație, cum simți când după somnul greu al anesteziei, pleoapele tremură ușor, apoi se deschid, când privirea lui se întâlnește cu acelui care pentru un timp a fost singurul lui să gază în fața destinului. Ce îi poate explica lui toate aceste lucruri? Și ce ar fi oare de explicat? Deci aceasta e chimie. Aceasta e activitatea, aceasta e chirurgia. Ea nu poate fi explicată altfel. Dar să vă povestesc cum a început. Ea a început cu un italian pe nume Vaflino Roberto Casparo Marini. E obsesia mea, asta este primul chirurg al orașului nostru. S-a născut la Ancona, în localitatea Loreto, o localitate mică. I-am studiat vreo 3 ani de zile viața, am adunat material cât pentru 10 cărți. I-am găsit și rudele în Italia și probabil dacă am să am vreodată liniște și răbdare, am să-i scriu viața acestui prim chirurg. Este dintr-o familie de chirurgi, este fiul de chirurg italian, a căror opere se găsesc, cine caută în biblioteca Universității Oxford, găsește cărți ale tatălui, Filippo Maria, tatălui. Și el a început, a făcut facultatea la Magenta, Universitatea Maceratensis din Italia. A fost un membru al societății secrete Carbonaria. A luptat atât contra austriecilor, cât și contra papei. Și imediat ce a terminat facultatea, dacă vrei să derulezi puțin, imediat ce a terminat facultatea, a trebuit să fugă din Italia și să înceapă un adevărat periplu prin peninsula balcanică mai departe. Iată niște diplome de pe la 1847 pe care le-am primit și eu dar de la un mare medic mai departe. Ei bine, n-am să vă spun foarte multe. El a ajuns în Durazzo, în peninsula balcanică, apoi a intrat medic militar în oștirea turcească, a ajuns la un grad militar destul de important, a fost luat la Istanbul, unde s-a împrietenit cu Vasile Alexandrii și cu Alexandru Ioan Cuza, dar datorită unor alte probleme tot legate de să zicem, politică, era somat ca toți membrii armatei otomane să treacă la mahomedanism și atunci el a dorit foarte mult să rămână creștin și a plecat, a ajuns în Sulina și apoi la Galați, unde Alexandru Ion Cuza era la vremea aceea șef de ținut. Apoi a ajuns, când Cuza a fost ales în ambele țări ca domnitor, l-a adus la București. Între timp apucase să întemeieze ca o chestie de curiozitate spitalul din Cahul. Este făcut tot de Vaflino Marini. Apoi a ajuns la București, a intrat tot medic militar. Avem niște rapoarte trimise de Vaflino Marini bunului său prieten Alexandru Davila despre operațiile care le efectua la 1850, 55, 58, le-am găsit în Biblioteca Academiei de la București.
în care va fi Marini opera sub anestezie cu cloroform. Fiindcă avem și un anestezist, vreau să vă spun că anestezia în Moldova a fost începută de Ludovic Rus Senior, care la 1850-55 opera cu anestezie cu cloroform. Ei, Vaprino Marini opera la Roman în 1863, tot cu anestezie cu cloroform. El opera, înainte de asta a fost la Pitești medic la Spitalul Militar și a operat tot cu anestezie cu cloroform. Apoi Vaprino Marini a fost foarte apropiat de Alexandru Daghila și de Mihail Covernicianu. Iar când în 1864 guvernul Covernicianu a căzut, el a fost numit de Episcopia Sfântul Spiritor medic, șef al Spitalului Roman. Între 1864 și 1871 a fost medic al Spitalului din Roma și activitatea lui a fost deosebit de bogată. Avem două rapoarte anuale, raportul științificul, este undeva și în materia treaba asta, în care el arăta ce a operat el în anul respectiv la Roman. Ăsta este raportul științific din 1865. Iată că în Spitalul Roman, în 1865, gândiți-vă că sunt aproape 150 de ani de atunci, fusese internat 1208 bolnavi și vindecați 1197. Vă dați seama ce rată de vindecare era raportată la acea vreme. Iar mortalitatea era extrem de mică. Cei mai mulți erau externați înainte de... Vreau să vă arăt numai partea chirurgicală. Uitați, Vaprino Marini, raportul științific spune s-au întrebuințat întotdeauna cloroformizație și au făcut, fără excepțiune, autopsii. Era o chestie modernă să faci la toți decedați autopsie la acea vreme. Iată operație, 61 de operații, între care e și o gastroenteroanastomoză, foarte multe amputații. Ne aflăm totuși într-o perioadă de debut a chirurgiei în care asepsia și antisepsia erau oarecum relativă și în care abortul chirurgical era considerat ca ultimul și prevestitor de eșec al unui tratament, al unui bolnav. Acest Vaprino Marini a fost a plecat prin demisie în 1871, a fost, s-a căsătorit cu o pianistă care, negăsind de lucru în Roma, Maria Kirs o chema, tot austriacă, de fapt austriacă, catolică, și au plecat la București, au avut 5 copii. În 1871 au plecat la București, unde a urmat o perioadă dificilă a vieții lui Vaprino Marini. A lucrat la primele promoții ale școlii de asistente întemeiată de Carol Daghila la București. A făcut ca medic militar, dar în Muntenia, războiul de independență, dând o mână de ajutor importantă prin experiența de medic militar pe care o avea. Apoi s-a retras la Spitalul Măgura Buzău, unde în 1892 a murit. El a fost primul care a operat în Spitalul Roman. Ca o curiozitate, a fost și mason și cei doi medici care erau la vremea lui în Spitalul Roman, Ion Valianos și Vaprino Marini, unul grec, unul italian, ce vă spuneam eu, amândoi erau masoni. Un studiu interesant al istoricului Berindei arată că în Moldova, în 1860, erau 57 de medici, din care 48 erau masoni. Asta ca o curiozitate. După aceea a urmat Teodor Curada, care n-a fost chirurg. După aceea a urmat Constantin Mârzescu,
al doilea chirurg în ordine cronologică al Romanului. Constantin Mârzescu a fost un chirurg format la școala ieșană, dintr-o familie importantă, tatăl profesor de drept la Universitatea din Iași, un frate primar al Iașului. Apoi studiile le-au urmat la Iași, a fost la mai multe clinici operând și învățând să chirurgia în perioada în care profesorul Ernest Juvara era la Iași, în perioada ieșană a profesorului Ernest Juvara. A lucrat cu profesorul Botez atât în perioada lui de formare, cât și ulterior, după ce a plecat la Roma, tot la clinica profesorului Botez a ajuns și până la urmă ajunge medic primar tot la Iași. La Roma a funcționat între 1909 și 1919, chiar dacă în 1916 a dat examenul de intrare la Sfântul Spiriton, a mai stat 3 ani în Iași datorită războiului. El a făcut primele intervenții la Roman și se pare că și la Iași, în ceea ce privește oncologia ginecologică. Deci, primele operații de cancer genital le-a făcut acest doctor. Sigur că avem și de la el o mulțime de date legate de activitatea lui. Deja trecuseră 50 de ani de la promovare. De când fusese Vaprino Marini, deja operațiile aveau anvergură, deja începuseră să se folosească diverse metode de asepsie și antisepsie. Sigur, nu aveam încă antibiotice, dar sulfamidele erau deja apărute. Și ulterior, după 1919, a avut o carieră foarte importantă și bogată la clinica profesorului Botez la Sfântul Spiridon, fiind considerat de către ieșeni întâlnitorul catedrei de ginecologie oncologică de la Iași. A murit de un cancer gastric. Sigur, toți au ajutat spitalul, toți aceștia erau chirurgi, dar și directori de spital și să știți că problemele erau imense, foarte mari. După Constantin Mârzescu, a urmat un alt doctor chirurg important la Roma, Ion Bădărău. Internist era Petre Nicolaescu, iar chirurg era Ion Bădărău și acest Ion Bădărău în 1929 pleacă la București, unde activează la Spitalul CFR2 din București până la pensionare și el a avut grad universitar, a fost conferențiar. După aceea intră în joc, în povestea asta lungă a chirurgiei din Roma, marele chirurg, poate cel mai mare chirurg care l-a avut Romanul, Nicolae Forcoianu, 1899-1961. Nicolae Forcoianu a fost un chirurg de mare talent al României. E considerat de profesorul Chipail ca fiind unul din cei mai mari 10 chirurgi ai acestei țări în vremea lui. A avut prezentări inclusiv la Societatea de Chirurgie din Paris, unde marele profesor Ochincic i-a lăudat lucrarea prezentată în 1933 și a încercat să-l țină la clinică la Pitié Salpêtrière, dar din motive care îmi scapă, doctorul Forcoianu s-a reîntors în țară, unde în 1935 ocupă prin concurs postul de medic la Spitalul Roman, de menționat că a preluat Spitalul Roman după singurul an în care Spitalul Roman a fost întrerupt, practic. Deci între 1934, când se întrerupe finanțarea de la Sfântul Spiriton, până în 1935, când este preluat cu titlul provizoriu de către Ministerul Sănătății de atunci din România, Spitalul Roman a fost închis. Ei, în momentul în care Nicolae Forcoianu în 35 a preluat Spitalul Roman, Spitalul Roman era o ruină, un sac de cârpe
vechi, asta spuneam într-o scrisoare Nicolae Bălcoianu. A urmat anul de reconstrucție, de modernizare a spitalului, apar primele elemente de aparatură, un aparat radiologic Thomson, adus în 38. Au fost înființate primele patru secții ale Spitalului Roman și alături de el, primul ginecolog al Romanului a fost Veronica Bălcoianu. Trebuie să vă spun că, de fapt, legătura mea personală cu doctorul Nicolae Bălcoianu este foarte ciudată. Doctorul Bălcoianu s-a născut în Moldova și a murit la Câmpurul Mușcel. Eu m-am născut la Câmpurul Mușcel și cu voia Domnului o să mor în Moldova. Soția domnului Bălcoianu a fost ginecolog. Soția mea este tot ginecolog. Și eu m-am născut în 1960, moșit de doamna dr. Veronica Bălcoianu, la Câmpulung, în perioada în care activa la Câmpulung. Pentru că, deși a fost un mare chirurg, un mare organizator de sănătate, Nicolae Bălcoianu, în același timp, a avut și un mare necaz, produs poate din invidie, poate din necunoaștere, dar a avut foarte mult de tras datorită unei întâmplări care ulterior a generat un adevărat proces și care a început undeva la mari foamete din 46-47, când, umblând cu căruța să cerșească pentru bolnavii lui, așa se exprima, prin sat din jurul Romanului. Era o perioadă în care Spitalul Roman nu avea ce mânca. Pardon. Nu, nici când am preluat eu spitalul, umblam după niște cartofi să dea cineva pe gratis, că nici atunci n-aveam bani, dar o tempora. Iar atunci a cunoscut niște colegi de-ai lui care organizau celebra organizație Sumanele Negre. Bălcoianu a refuzat să intre în această organizație și, bineînțeles, caracter integru, nici nu s-a dus să părească la poliție să... După 2 ani, în 49, colegii lui sunt prinși și la securitate spun tot, inclusiv că l-au contactat pe Bălcoianu, care a refuzat. Dar pentru faptul că a omis să spună întâmplarea, Bălcoianu a fost închis la Sighet pentru 6 luni. Și din 49 până în 50 a cunoscut închisoarea din Sighet și din 1950 a primit domiciliu forțat la Câmpurul Mușcel, care era locul în care intelectualii primeau domiciliu forțat. Piteștiul era reeducarea pentru intelectuali, iar Câmpulungul Mușcel era locul unde îi trimiteau în domiciliu forțat. A făcut foarte multe lucruri și la Câmpulungul Mușcel între 1950 și 1962, când a murit. A murit de un diabet complicat. Și rămâne pentru noi un model de chirurg. Iar eu, când am venit în Roma, n-am simțit nevoia să-i fac eu o statuie, un bust, și mult timp în curtea Spitalului Roman, acum bustul este la Muzeul de Istorie, l-am făcut chiar când am venit. Simțeam nevoia de o ancoră, pentru că atunci când am venit eu, practic în cel mai scurt timp a plecat doctorul Socor, și rămăsesem, practic, numai eu și colegul meu, care, Dumnezeu să-l ierte, nu mai este, doctorul Ilie Mărginean. Și așa am simțit eu necesar să fac atunci. Iar după plecarea din Roma al doctorului Nicolae Bălcoianu, am ajuns, de fapt, în epoca modernă a spitalului, epoca în care chirurgia s-a dezvoltat într-un ritm alert, în care au fost cei patru cavaleri, cum i-am spus eu în istoria Spitalului Roman, cei patru cavaleri ai bisturiului, în frunte cu unul din mari chirurgi ai acestui oraș, doctorul Cristea Socor,
era doctorul Panaitescu, care a condus secția de chirurgie a spitalului din 52 sau 53 până în 1977, când șef de secție vine doctorul Socor. Doctorul Tăutu, care a fost un medic scriitor și sunt într-un proces de cercetare detectivistică să găsesc romanul. I-am găsit rudele în primul rând în ea și acum căutăm romanul pe care acest doctor Tăutu, chirurg romașcan de la mijlocul secolului trecut, l-a scris și o să-l publicăm. După aceea a fost doctorul Budurcă, care a fost cel care a făcut pentru prima dată cu adevărat, corect și științific, activitate de chirurgie ortopedică la Roman. Deci el a fost, de fapt, primul ortoped și primul șef al secției de ortopedie la Spitalul Roman. Apoi, după, alături de ei au mai fost și chirurgi care au trecut prin Spitalul Roman fără să rămână o perioadă mai îndelungată. Iar din 1994 au venit generații de tineri de chirurgi pe care nu le mai amintesc pentru că ei sunt contemporani și știți foarte bine care sunt. Povestea chirurgiei de 150 de ani pe scurt nu este o poveste completă. Au fost ani în care Romanul era un centru chirurgical extrem de important în Moldova. Practic, după Sfântul Spiridon, în toată perioada clasică a spitalului, Romanul era al doilea centru de chirurgie din Moldova. Unde s-a pierdut firul, n-aș putea să spun. Noi, cei de astăzi, încercăm să renodăm acest fir și să redăm chirurgiei romașcane strălucirea pe care a avut-o cam întotdeauna și sperăm ca, până la sfârșit, să reușim să aducem Romanul chirurgical în postura în care atât faptul că o merită, cât și faptul că o cere tradiția îndelungată a chirurgiei pe aceste meleaguri. V-am spus o poveste și asta incompletă. Data viitoare, când ne vedem la anul, sper să spunem povestea medicinii interne sau altor, pentru că, repet, de modul în care vom ști să ne reamintim de cei care nu mai sunt, de activitatea lor, vom ști și încotro să mergem, pentru că un neam care nu are istorie, nu are viitor. Așa și noi, un spital care nu are istorie, nu poate avea un viitor. Or, har Domnului, noi avem o mare istorie de 220 de ani. Și în final vreau să vă spun că această activitate a fost făcută în comun și de direcția spitalului, dar să trag spuza și pe tota noastră și de societatea de istoria medicinii din Roman, societate pe care mulți ani doctorul Chieregi a condus-o și care are o istorie îndelungată. Vreau să vă invit să participați la ședințele de istoria medicinii, pentru că ele sunt mai dese decât aceste reuniuni și sunt tot un fel de întruniri, de amintire și de cinstire a înaintașilor noștri medici și farmaciști. Nu știu, eu n-am vrut. Nu asta contează, contează pasiunea care o ai pentru cărți, pentru istorie, pentru toate lucrurile acestea. Eu sper ca astăzi să fie marcat un început care să se continue și sper ca dumneavoastră, legendele ale acestui spital, poveștile frumoase ale acestui spital, să vă simțiți bine, cel puțin tot atât de bine cât m-am simțit eu când v-am văzut în fața noastră frumoși, vii,